Sora ta a început anul cu un rezultat foarte bun, împreună cu echipa de spada Clubului Steaua, a reușit să obțină locul 3 la Cupa Europei. Sunt foarte fericit pentru ele, sunt niște sportive de o calitate extraordinară. Mă bucur foarte mult că sora mea face parte din această echipă și pe această cale vreau să le urez toată bafta din lume și să aducă cât mai multe performanțe Clubului Sportiv al Armatei. Cum a început echipa de fotbal a Clubului Steaua anul 2019? Cu ce gânduri ați început? Ne dorim pe zi ce trece să fim mai puternici, ne dorim să acumulăm din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere mental. Consider că dacă mental vom fi puternici, nimeni nu ne va sta în cale. Vrem să promovăm în acest an. Cum e să-l ai pe Marius Lăcătuș, o legendă a clubului și a fotbalului românesc, antrenor? Domnul Lăcătuș, înainte să fie antrenorul nostru, este un om extraordinar care ne susține tot timpul și ne dă cele mai bune sfaturi. Ne învață din experiențele pe care dumnealui le-a acumulat în perioada cât a jucat fotbal. Avem foarte multe de învățat de la el. Ce mesaj le transmiți din partea echipei, suporterilor, la aceste început de an? Doresc să le mulțumesc în numele meu și numele echipei pentru că au fost necondiționat alături de noi, pe vânt, pe ploaie, pe căldură, nu a contat pentru ei acest lucru, au fost într-un număr foarte mare mereu alături de noi, ne-au susținut, iar noi încercăm cu toate puterile noastre să-i facem mândri și să vină fericiți la stadion. Ce părere ai despre acest cadou oferit de conducerea Clubului Steaua, angajaților, antrenorilor, sportivilor? Este un gest foarte frumos din partea conducerii, ajută la moralul sportivilor, gândindu-se că toată lumea îi susține. Conducerea este un factor foarte important în viața sportivilor, iar când noi vedem că dumnealor sunt alături de noi și noi încercăm cât mai mult să le răsplătim încrederea.